mai sunt întrebări, mulțumim de următoare, trecem mai departe. La punctul 6, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024. Inițiator domnul primar, prezintă doamna Lucreanu Mariana. Vă rog. Referitor la proiectul de buget legat de rectificare, se propune suplimentarea bugetului de venituri cu suma de 632.000 de lei, care se compune din sume de pacate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, în sumă de 285.000, și din venituri proprii, suma de 347.000 de lei. Pentru cheltuieli, această sumă de 632.000 se aloncă pentru asigurarea cheltuielilor salariale a asistenților personali, a persoanelor cu handicap, în sumă de 285.000 de lei. Și diferența de 347.000 se alocă pentru investiții la reabilitare școala cu clase 1-8 de lei, suma de 290.000 de lei, și împrejmuiri gardmetaje cu școala Sumpăria cu 57.000 de lei. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, clarificări la acest punct. Dacă nu sunt întrebări, vă supun la vot această rectificare de buget. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul a fost... Vă abțineți? Trei abțineri? Da. 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 Abțineri din motive de incompatibilitate? Da. Da. Mulțumesc. Deci proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea raportului execuției bugetare a activității economico-financiare la Primăria Comunei Deleni la data de 30.09.2024. Inițiator tot domnul primar, prezintă doamna Lăcureanu Mareanu. Vă rog. La data de 39 septembrie 2024, veniturile realizate sunt în sumă de 47.320.547 de lei, care se compune astfel 972.758 forte de pacate din impozitul pe venit, 2.375.855 de lei sume alocate din cotele de pacate pentru echilibrarea bugetelor locale, 760.798 de lei sume repartizate din fonduri la dispoziția Consiliului Județean, 4.629.000 de lei sume din TVA pentru finanțarea cheltuielile bazate la nivel de comună. 3.107.000 sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 1.993.684 de lei din venituri proprii, 351.079 lei subvenții pentru ajutorul din cazuri de locuințe și pentru finanțarea sănătății, 29.672.747 sume încasate de la GED-ul de stat pentru finanțarea proiectelor prin Programul Național Anghel Salini, 1.231.087 sume încasate pentru finanțarea proiectelor prin Programul Național de Reversare și Reziliență, 763.727 sume încasate de la, pentru proiectele finanțate de la Administrația Fondului de Mediu, 72.812 sume primite pentru finanțarea proiectului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Regională și 1.500.000 sume transferate din excedentul anilor anteriori. La cheltuieli, la sfârșitul lunii septembrie, s-au înregistrat plăți efective pentru plină de funcționare în sumă de 11.263.403 și pentru secțiunea de dezvoltare 33.338.875. Din timp, la sfârșitul lunii septembrie, cu un excedent bugetar de 2.700.269 de lei. Cheltuielile din cele două secțiuni ale bugetelor au fost efectuate cu respectarea legilor specifice încadrate în capitolul bugetar din bugetul de venituri și cheltuieli pentru autorități publice și acțiuni externe, alte servicii generale, ordine publică și siguranță națională, învățământ, sănătate, cultură, asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare publică, protecția mediului și transporturi.
Mulțumesc, doamna Lucreanu. Dacă mai sunt precizări privind acest proiect. Doar un singur lucru, domnul președinte, stimați colegi. La data de 30 ianuarie, procentul de realizare a veniturilor proprii, pentru că noi avem un procent de realizare, este de 87,4%. Convingerea mea este că până la finalul anului vom depăși 95%, ne vom apropia de realizarea veniturilor proprii de peste 95%, sperăm noi 96-97%. Este foarte important realizarea veniturilor proprii, pentru că în momentul când se finanțează, când se calculează banii pe care localitățile îi primesc, există o formulă de calcul unde inclusiv realizarea veniturilor proprii contează în lucrul acesta. Ceea ce este un lucru, zic eu, bun și este important că reușim să ne atingem veniturile proprii pe care noi le-am estimat la începutul anului, la final de exercițiu financiar, ele să fie acolo la un procent, zic eu, de undeva peste 95%. Cam, cred că în ultimii ani, cam pe aici ne-am încadrat undeva la 90% tot timpul, ceea ce este un lucru, zic eu, bun și lăudabil și pentru asta trebuie să le mulțumim tuturor contribuabilor din comuna noastră care înțeleg că trebuie să-și plătească obligațiile către bugetul local. Da, mai sunt întrebări? Am eu o întrebare, dacă se poate, domnul primar. Dacă vă dă voi președintele, da, da. Având în vedere hotărârea pe care am luat cu noi, pe care ați amintit din nou, privind unele facilități fiscale, poate nu toată lumea urmărește ședințele Consiliului Local în direct sau nu are informații. Poate pentru cei care ar putea fi beneficiari acestei măsuri, dacă au fost anunțați în mod special sau alte măsuri ca să fim siguri că toată lumea a aflat de aceste facilități și se poate beneficia de ele. Știți de ce oamenii știu de lucrul ăsta? Pentru că foarte mulți cetățeni din comuna noastră, cel puțin în ultimele 30 de zile sau în ultimele 2 săptămâni mai exact, au venit la primărie pentru a-și depune dosarele de căldură. În momentul când au venit la primărie pentru a-și depune dosarele de căldură, au intrat în mod direct cu colegii de la Impozite și Taxe și acolo unde s-au găsit debitii, am început să găsim și soluții. Li s-a explicat foarte clar, uitați, dacă plătiți debitul până la data de 24, beneficiați discutirea penalităților și cumva lucrul ăsta deja este, să spunem așa, cunoscut. Și eu zic că la modul cum se derulează lucrurile acum, este foarte bine. Bineînțeles că sunt și persoane care nu pot să-și plătească debitele inițiale pentru că sumele sunt foarte mari. Dar o mare parte din oameni văd dosare multe care ajung în situația asta. Adică vin să facă compensare, plătesc și vin să fac să fii scutit de plata penalităților. Când ești scutit de o plata penalităților de 700, 800 de lei, 1.800, 1.500, 2.000 de lei, adică cum să vă spun eu, te ajută foarte mult lucrul ăsta. Da, domnul Costică, primar, vă rog. Da. Aici aș veni cu o propunere. Eu văd situația asta, persoanele care au datorii, debiti mari, mă refer cei care au zeci de milioane, să fie înștiințați, exact cum spunea domnul primar, nu toți urmăresc, înștiințați scris, cu o notificare trimisă acasă. Dacă își plătește, beneficiază de... Au primit. Deci dacă au acasă hârtia trimisă, dacă le iau... Domnul primar, dacă îmi permiteți, vă rog. Dacă plătește o parte din sumă, îi se scade ceva sau trebuie să plătească integral? În totalitate. Așa este dat actul normativ, așa este ordonanța emisă de Guvernul României. Inclusiv ANAF-ul care face pentru agenții economici, adică dacă vrei să beneficiezi de această scutire, există și varianta în care dacă îți plătești anumite impozite anticipat, beneficiezi de o scutire de 3%. Adică sunt mai multe, e un set mai mare de facilități, pentru că se dorește ca pe final de an să crească nivelul de încasări. A unor sume mari, există o eșalonare sau nu există așa ceva? Da, beneficiază. Se poate face eșalonare și avem făcut eșalonări la nivelul primăriei de lege. Dar ca să beneficiezi de ordonanță, trebuie să dai toți banii. Am înțeles. Da. Domnul Bocunic, sunt
Uite, vedeți un lucru bun. Domnul Costică Ciubuca are purtător de cuvânt. Este în regulă. Primarul vorbește singur, nu am purtător de cuvânt. Felicitări, domnul Costică. Domnule Gheroaie. Trebuie să spuneți singur ce am spus. Ați vrut să spuneți ceva? Deci era vorba despre amnistia fiscală. Asta e amnistie fiscală. Da, așa se denumește. Pentru faierici care au plătit la timp, este ok. Pentru restul se scade, știți? Da, e dată de guvern. Da, de guvern. Da, hai ca să ne înțelegem. Se scad doar majorările și penalitățile. Debitul principal trebuie să-l plătești. Lucrul ăsta contravine principiilor economice. Și într-adevăr, cel mai bine este ca fiecare contribuabil să-și plătească datoriile la timp. Dar în cazul în care să ajungi într-o situație de genul ăsta, este un lucru bun că el își plătește datoriile, mă înțelegi? Pentru că el ar fi oricum nu și le plătea, iar majorările și penalități, dacă el nu își plătea datoria principală sau debitul principal, oricum nu și le plătea nici alea. Acum, cumva, să ajunge în situația asta, el va rămâne pe zero, în speranța că de aici încolo va fi bine. Vă garantez eu că firmele de stat oricum rămân cu datorii, chiar dacă se șterge penalități și nu. Da, noi nu discutăm de firme de stat aici. Deocamdată, vorba de la bugetul local, cetățenii din comună. Nu așa, da, zice ca o adăugire. Da. Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă spun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind la aprobarea dispoziției de șantier numărul 2 la obiectivul de investiții reabilitare școală cu casele 1-8 de lei aprobat pentru finanțare prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirile publice. Este proiectul hotărâre. Asta e proiectul la aici. Știți, îmi vreau să mă da, trebuie să spunem dacă vreau. Era trecută doamna Mariana Lăpreanu. Nu, o să mai prezint. Doar dacă vor fi întrebări pe anumite lucruri. Se aprobă dispoziția de șantier numărul 2 la obiectivul de investiție reabilitare școala cu clasele 1-8 de lei județul Iași, aprobat prin finanțare, pentru finanțare prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinații de unități de învățământ. Articolul 2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului investiției reabilitare școală clasa 1-8. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții. Se mandatează conducerea executivului Comunei de Lene, vederea încheierii și semnării numele și pentru Comuna de Lene, actul național, în limitele aprobate prin articolul 1 din prezenta. În conformitate cu articolele 154-155 din ordonanța 57/2019, primarul Comunei de Lene, cu aparatul de specialitate pe care îl conduce, este mandatat în vederea efectuării tuturor diverselor legare, încheierii și semnării tuturor documentelor necesare duce la îndeplinirea prezentei. Asta este hotărârea în esență. Ceva întrebări? Are cineva o întrebare? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru aprobarea acestui proiect? Cine este împotrivă? Domnul Beloni se abține. Cine se abține? Domnul Rașcu Beloni se abține. Proiectul a fost aprobat. Da? Incompatibilitate. Am înțeles. Doamnele directori. Da. Proiect de hotărâre cu privire la... Am spus la vot, s-a aprobat proiectul. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dispoziției de șantier numărul 2 și actualizarea indicatorilor tehnico-economici sau obiectivul de investiții reabilitare școala Maxud, aprobat prin finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Vrei să știați că domnul secretar, ca să... Cum vrei? Domnul secretar, vă rog, este același lucru și într-unul și într-altul. La momentul proiectării celor două modernizări nu au fost prinse în proiect. Sub tablă să apară în pus scândură. Deci, efectiv, tabla era pusă pe niște leațuri.
și s-au considerat de către proiectant ulterior că ar fi necesar să punem sub tablă scândura. Asta este modificarea la școala Deleni și școala Maxut același lucru. La Deleni solicităm și să nu mai fie făcut sistemul video. Și la Maxut să fie făcut sistemul de încălzire prin două centrale. Deci centrala, o centrală pentru clădirea nouă și o centrală pentru cealaltă când făcea față. Astea sunt modificările din solicitate de către noi prin dispoziția de șantier. Da, probabil că nu chiar proiectantul, cineva nu lucrează direct cu proiectant și atunci... Obligatoriu la solicitarea beneficiarului... Cineva a văzut că acolo treaba nu e făcută bine. Exact, exact, exact. Domnul președinte, ați zis că dau o explicație pentru cetățenii comunii de Elen, ca să înțeleagă foarte bine. La școala Maxut, acolo exista o centrală pe gaz, care a fost montată în anul 2010, cred că, da. Știți, ați văzut povestea că gazul la... în campania din 2008, era tras o țeavă de gaz acolo, de PSD, care spunea că au adus gazul. Și nu era gaz. Gazul în comuna de Leni a venit în anul 2009. Domnul inginer Găină a fost președintele comisiei de recepții când au fost recepționat cei 4 km de gaz. După aia, în 2010, s-a tras și s-a făcut instalația la școala Maxut. Acum, la școala Maxut, sunt cele două corpuri. Un corp se face eficientizare energetică și acolo era construită o centrală. Centrala respectivă nu mai face față pentru ambele corpuri, mă înțelegi? Nu face față pentru ambele corpuri. S-o luat în discuții. Aici să știți că astea nu cresc sumile, adică se echilibrează în cadrul aceluiași buget. S-a dispus demolarea anexii care o aveți dumneavoastră în fața acolo. Dedesubt era un subsol, ca să-i spunem mai bine. Am cerut părerea proiectantului să se consulte, să vedem dacă cei de la ISU sau normele ne dau voie să montăm în acel subsol o centrală pentru corpul care este în reabilitare acum. Se poate da voie doar dacă deasupra nu funcționează o sală de clas, adică să nu fie sală de clas deasupra. Și acolo nu este sală de clas, aveți alte componente. Iar pentru clădirea cealaltă, pentru că centrala pe care o avem acum nu mai face față, se dorește achiziționarea unei centrale noi. O să mărim debitul de gaz la școala Maxut și vom avea două centrale. Una care va alimenta centrala, va școala care este reabilitată acum termic. Acolo avem o centrală de putere cât? 100 sau 100 kW sau cât e? 64 kW, cred că. Asta care este acum în funcțiune? Da. Peste 64, pentru că ea practic încălzea cele două corpuri. Da, dar ea este un model de centrală mai vechi care nu mai face față. Așa. Și atunci, după ce am avut mai multe discuții, proiectantul a dat ok și a spus că dacă acolo nu este, se poate, ca să nu mai construim o clădire pe lângă școala respectivă, am zis să folosim subsolul de acolo, care este amenajat și frumos, și acolo să punem centrala pentru școala respectivă și una din centrale separat va fi pentru corpul respectiv. Va fi într-o discuție care am avut-o cu doamna director, dorim ca pe bugetul anului 2025, pentru că pe școala vechi caloriferile sunt din fontă. Aici pot să fac eu câteva precizări. Să le schimbăm, dar asta e altă discuție, da. Nu-i pe proiectul ăsta. Da, bine de știut. Asta este pe proiectele pentru anul financiar 2025 la corpul A, care au fost realizat într-adevăr în 2016, finalizat în 2017. Instalația de încălzire nu a fost schimbată. Deci noi acum practic caloriferele vechi din fontă, care știți că în timp ruginesc în interior. Și am stat de vorbă, bineînțeles, cu instalatorii care mi-au spus că dacă noi schimbăm centrala, practic o centrală nouă, și chiar dacă se spălăm instalația de încălzire, tot nu va fi foarte eficient apa din calorifer, practic va deteriora în timp centrala și nu ne prezintă garanție. Plus de asta, caloriferele din fontă sunt eficiente, dar se încălzesc foarte greu, știți foarte bine. Când dăm noi, deschidem centralele la ora 6:30-7, abia pe la 8:30-9, dacă se încălzesc. Și
Am propus domnului primar, bineînțeles că dacă o să primim și aprobarea Consiliului Local, în anul 2025 o să dorim finanțare pentru instalației de încălzire și la corpul A, care este acum în funcțiune. Mulțumesc! Trecem la aprobarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Una, două, trei abțineri. Deci proiectul a fost aprobat. 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea oportunității realizării unor investiții la școala gimnazială de Lens și școala gimnazială Poiană. Prezintă domnul primar. Da, haideți să facem... Am spus ceva, cred că și la ședința de investire. Am spus că la momentul ăsta dorim să demarăm câteva proiecte de investiții pe programul care va fi lansat în luna noiembrie, pe POR, care vizează infrastructura educațională. Pe acest program putem să depunem pe infrastructura educațională proiecte privind terenul de sport, reabilitare, modernizare, clădiri, achiziții de microbuze electrice. Am hotărât așa, să depunem proiect la școala Poiana. Școala Poiana, când vorbesc de școala Poiana, mă refer la școala Poiana ca instituție, cum să spun eu, cu calitate juridică. Pentru școala Feredeni, care este în subordinea școlii Poiana, să facem un teren de sport, cum este terenul de la DLN, prin programul finanțat din fonduri europene pe POR. Să facem un teren de sport la școala Slobozia, pentru că și ei au nevoie de un astfel de teren, să reabilităm și să modernizăm grădinița din satul Maxut, care a fost făcută în anul 2006, la o grădiniță făcută cu temelii de piatră de 30 de centimetri, care are nevoie de consolidare, pentru că se face acum expertiză tehnică la ea, nu mai discut mai departe, punct, punct. O clădire care trebuie reabilitată și consolidată tot prin programul ăsta POR și pe una din cele trei componente să achiziționăm un microbuz electric pentru infrastructura școlară din Comuna de Lens. Deci, proiectele care urmează, da, ele sunt prinse în același proiect, este ca noi să avem prin această hotărâre acceptul Consiliului Local pentru a demara procedurile pentru aceste investiții pe care noi ne le dorim în urma solicitării făcute de către directorii de școli din comuna noastră. Precizez și lucrul ăsta, ca să știți și dumneavoastră care sunt pașii când se dorește să faci o investiție în infrastructura educațională. Solicitarea întotdeauna vine din partea Consiliului de Administrație a școlilor respective. Fiecare școală are un consiliu de administrație format din reprezentanți, consiliu local, părinți, profesori, directorul școlii și așa mai departe. Și ei, din funcții de nevoile care le iau, fac solicitări către noi. La rândul nostru, am întocmit acest proiect de hotărâre pe care îl prezint astăzi Consiliului Local pentru aprobare, ca de aici încolo noi să demarăm procedura legală pentru a pune pe tapet cele patru proiecte despre care, sau cele trei achiziții pe care dorim să le facem și să le implementăm la nivelul Comunii de Lens. Bineînțeles că de aici este drum lung. Întocmești documentații, depui la POR, sunt evaluate în funcție de numărul de puncte pe care îl obții, vezi dacă te încadrezi, dacă obții finanțare. Ca să ne înțelegem, că am mai auzit povestea asta, că băi, da, ci sunt bani, doar nu trebuie să facă nimeni nimic, ca banii vin așa, ți-ai găleata, ca la ploaie se curg apa de ploaie găleată și vin bani. Nu, nimeni niciodată n-a dat bani dacă n-ai fost pregătit cu documente, cu documentații și așa mai departe. Deci ăsta este pasul. Am dorit și suntem în discuție acum și pentru dispensarul de la Deleni, numai că acolo lucrurile sunt un pic mai complicate. Este nevoie de consolidare și extindere. Programul nu permite consolidare și extindere decât în procent de 15%. Dar cheltuielile care sunt necesare acolo sunt mai mari și ale trebuie să le suporți din bugetul local. Și am dat în lucru să vedem care va fi valoarea lucrărilor de consolidare la dispensar și dacă ni vom putea permite
pe bugetul anului 2025 să facem aceste lucrări de consolidare. Cu siguranță o să vă prezint la începutul lunii ianuarie, după ce colectăm toate informațiile și de la toți operatorii sau de la toate instituțiile cu care noi colaborăm, din nevoile care sunt pentru anul 2025, să vedem care sunt prioritățile și cum le stabilim. Cert este că dispensarul de la DL are nevoie de consolidare și modernizare. Noi ne dorim ca prin această consolidare să facem și o extindere, pentru că acolo funcționează un centru de permanență, sunt 4-5 medici, sunt cabinete. E o chestiune un pic mai complicată care trebuie rezolvată. Dar nu pot să-mi permit să fac o eficientizare energetică la dispensar, doar să fac anvelopare, să schimb, avem o problemă și cu planșeul, că acolo avem etaj, planșeul respectiv este făcut așa cum se făcea acum 100 și ceva de ani, cu vălătuci din pământ, cu paie și cu lemn. Normele actuale nu mai acceptă sub nicio formă să ai planșeu cu vălătuci, cu paie și cu aia. Trebuie dat jos, făcut consolidare, turnat placă de beton. E poveste lungă, dar eu sunt convins că o să găsim cea mai bună soluție. Deci pentru aceste investiții solicităm aprobarea dumneavoastră ca noi să putem să demarăm procedurile legale. Mulțumesc. Dacă aveți ceva întrebări, vă rog, domnul Oraș. Aș solicita să ne duceți în aminte cu toții că la școala Poiana au fost niște demersuri și încercarea noastră de a achiziționa un teren pentru a executa și acolo un teren de sport. Rămâne singura școală din România care nu ar avea un teren de sport în cele state. Știm că am înțeles că directorii de școli fac demersurile necesare cu privire la ce au nevoie, însă, dacă ne aducem aminte, era vorba de o sumă nu prea exagerată la achiziționarea acelui teren, cred că mai ar fi disponibil, v-aș sugera să încercați să achiziționați și acolo teren și în acest proiect să se includă și posibilitatea de a se construi teren de sport și pentru școala pe aia. Dacă tot facem demersuri, să rupem papucii cu avantaj. Mulțumesc! O precizare aș avea și eu, dacă îmi dați voie. La Feredeni v-aș ruga frumos să aveți în vedere și împrejmuirea, dacă se poate, dacă nu în proiectul ăsta, separat cumva, pentru că trebuie și împrejmuit cumva, adică gardul, ca să fiu mai... Da, domnul. Și delimitarea mai exactă către vecini, a suprafeței de teren a școlii satului Feredeni, care eu... Două precizări doresc să fac. Mulțumesc. La momentul când purtăm discuția, toate școlile din comuna de Leni au intabulate terenurile pe care le au în proprietate. Deci astăzi noi când vorbim, nu există nicio școală care să nu aibă terenul intabulat. Știm cu exactitate care sunt limitele. Într-adevăr sunt școli care încă nu au împrejmuirile făcute din rațiuni financiare. Ca să ne înțelegem foarte clar. La Poiană, aici răspund cetățenilor din comuna de Leni, ca să ne înțelegem foarte clar. La Poiană nu s-a achiziționat acel teren pentru că terenul este într-un fund de grădină, fără acces la drum. Accesul ar trebui să se facă cumva prin curtea școlii. În partea dinspre gârlă ar trebui să cumpărăm și gârla respectivă care ar trebui să o amenajăm. Iar prețul care a fost cerut la data respectivă a fost peste raportul de evaluare, cu mult peste raportul de evaluare pe care primăria comunii de Leni l-a făcut. Noi nu putem achiziționa terenuri prin negociere directă, primar sau consilier local negociază cu X sau cu Y și stabilim o valoare. Valoarea este stabilită în baza unui raport de evaluare care este făcut cunoscut Consiliului Local și Consiliul stabilește dacă este de acord cu raportul de evaluare și își poate permite achiziționarea acelui teren. Deci la data când s-a discutat acel lucru, terenul respectiv nu are acces la drum și prezintă un risc către o râpă care cumva trebuie amenajat. Iar prețul care a fost solicitat de cel care a dorit să vândă era cu mult peste raportul pe care l-a făcut un evaluator autorizat și a spus valoarea terenului din zona respectivă este ăsta. Mulțumesc frumos! Da. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte întrebări, spun la vot cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abține?
Eu și avem două opțiuni din partea. Trei. Domnul președinte, haideți, domnul secretar, am o rugăminte la dumneavoastră. Nu în ședința asta, dar propun ca să faceți o informare detaliată tuturor în Consiliul Local, în ședința următoare, ce înseamnă incompatibilitatea unor colegi care astăzi, să spunem așa, dețin funcții de conducere sau fac parte din anumite consilii de administrație, ale școlilor, ale nu știu ce. Adică abținerea lor poate fi motivată datorită incompatibilității. Da, să ne înțelegem foarte clar. Da. Deci e important lucrul ăsta. Nu cumva, să știți că au fost cazuri când chiar primar, viceprimar, consilier local și-au pierdut mandatele pentru că au votat, eu zic, poate în necunoștință de cauză. Și s-au declarat că votul lor a fost incompatibil. Mă înțelegeți? Chiar în conflict de interese. Chiar și atunci când o rudă, care, așa cum a spus domnul secretar, este până la gradul 2, are o solicitare către Consiliul Local, este bine cel care se găsește în situația respectivă să se abțină de la vot, ca nu cumva să zică că prin votul lui s-a făcut nu știu ce sau nu știu ce. Asta este bine să ne protejăm cu toții și știți cum e. Interpretarea legislativă uneori poate fi complexă și complicată. E bine să cunoaștem de la început toate lucrurile astea și să nu cumva să cădem într-o... Acum, nu știu cât de bine suntem noi informați, dar cred că abținerile astea nu cred că stau chiar legal. Adică nu văd o ilegalitate aici. Eu nu prea o văd. Da. Ar trebui... Da, să se exprime. Ar trebui văzut legea exact. Adică la orice proiect care vine din partea școlilor, fiind consilier local și director de școală, să se abțină la un lucru care de fapt ar trebui făcut. Nu văd o logică aici. Și eu fac parte din Consiliul de Administrație de la școala Poiana. Nu ai treabă. Nu are treabă. Directorul de școală este ordonatorul de credit. Să studiez mai bine situația. Deci directorul de școală este ordonatorul adică de credit. Adică nu văd interes. Ce interes ar avea doamnele directori de la școală, adică interes personal, la ce se referă? Dacă legea spune într-un fel... Nu cred că... Intră niște bani în bugetul... Și pe semnătura lui pleacă. Atunci de la apare conflict. Trebuie studia mai bine. Că nu vedeți că primarul nu votează în Consiliu? Primarul execută bugetul comunei prin act administrativ, prin hotărârile Consiliului Local. Adică sunt mandatat să execut bugetul printr-o hotărâre. Eu dacă fac plăți către un proiect sau, nu știu, către orice, fără să am suportul legal, adică să n-am un buget de venituri și cheltuiele aprobat și îl fac care excede aprobarea printr-o hotărâre de Consiliu, am călcat legea, e penală treaba. Adică de asta cumva vorbesc mai mult aici, că știți cum e. Poate și dumneavoastră vă luați informația din ceea ce spun eu și eu nu-mi permit aici să vin să spun povești. E normal să discut. N-ar vrea ca la un moment dat vreo unii să se creadă că fac bullying aici. Să mă trezesc că sunt acuzat că fac bullying. Nu fac bullying. Eu prezint informații atât pentru cetățenii din Comuna de Len, cât și pentru cei care fac parte din Consiliu. Și răspund pentru ceea ce spun și mi-asum ceea ce spun. Eu vreau să vă spun un lucru, cam cum îl văd eu. Să presupunem că pe lângă doi consilieri care sunt directori de școală, mai sunt încă 12 sau mai sunt 9 care se abțin. Cum trecem în față? Nu treci proiect. Păi nu treci, atunci nu putem face. Nu facem. Nu facem. Deci stăm pe loc. Aici văd lucrurile rău. Da. N-am fost în situația asta și sper să nici nu fie. Uite că... O să dezbatem problema. Da, abținerile noastre sunt din cauza incompatibilității. Lăsați că eu am înțeles asta. Nu v-am spus nimic. Nu v-am acuzat. Eu nu v-am acuzat. Eu vă spun că... Da, proiectul a fost aprobat în majoritate. La punctul numărul 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea identificării limitelor și coordonatelor fără modificarea suprafeței a imobilului teren înscris în cartea funciară numărul 60238, aflat în domeniul privat al Comunei de Len. Prezintă domnul secretar. Este vorba despre terenul care e vis-a-vis de
baza sportivă, unde știți că am aprobat în Consiliu să punem acolo o stație de reîncărcare electrică. Specialiștii când au verificat în teren, se pare că limitele și coordonatele care au fost înscrise în cartea funciară nu bat cu realitatea din teren și este necesar să facem o reactualizare a cărții fără a fi modificată suprafața din teren. Deci aceeași suprafață va rămâne. Sunt numai niște documente cadastrale care sunt documente. Și este necesară aprobarea dumneavoastră pentru acest lucru. Aveți întrebări? Spun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat. La punctul numărul 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolului 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din hotărârea Consiliului Local numărul 99 din 24 septembrie 2024 pentru dezmembrarea unor imobile înscrise provizoriu în cărți funciare ale Comunei de Len în calitate de titular tabular. Prezintă tot domnul secretar. Da, este hotărârea din 24 septembrie 2024 unde s-a aprobat dezmembrarea acestor loturi. În urma hotărârii dumneavoastră au fost înaintate către OCPI, au venit numerele de cărți funciare, nu se modifică altceva la loturi decât să înscrie în dreptul fiecăruia numărul de carte funciară. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Ați întrebări? Cine este pentru aprobarea proiectului? Împotrivă? Abține. Proiectul a fost aprobat. 13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de uz, servitură de trecere subterană și de suprafață, utilizare, acces și consolidare cu titlu gratuit, în favoare de Ren Wind Energy SRL, asupra unor drumuri comunale și de exploatare, aparținând domeniului public al Comunei de Len. Prezintă tot domnul secretar. Da, am mai venit cu astfel de proiecte de hotărâre. Acum sunt stabilite anumite drumuri pe care cei care implementează la nivelul Comunei de Len acel proiect cu eoliene și parcul fotovoltaic doresc să introducă cablurile pentru a ajunge până la Bălțat cu energia electrică. Am înțeles că acolo e punctul de... La Băureni, scuze, de unde trebuia să injecteze energia electrică. Și cere acordul nostru, știm că au mai fost dat acest lucru, cu consolidarea și refacerea drumurilor în totalitate. Puteți să ne prezentați cam în ce zonă? Nu am spus eu. Sunt drumurile scrise de către colegul. Ideea 2156, ideea 200... Pot veni în ședința următoare să vă spun exact. Dar sunt drumuri de exploatare, asta e clar că e prin câmp. E clar că e prin câmp. E făcut o schiță, dar e... Da, oricum e în câmp. Deci nu trece pe... Nici măcar să traverseze drumul național. Nu poate să fie decât un lucru bun. Aceste drumuri se trasează exact din nou, se consolidează. O să trebuiască consolidare serioasă pentru că e... Da. Sunt intabulate deja. Poftiți? Utilaje grele, da, da, da. Da. Sunt întrebări? Dacă nu vă spun la vot, cine este pentru? Ce trebuie obțineri? Da, da, da. Sunt niște... Da, sunt niște... probleme, da. Nu sunt probleme. Nu sunt probleme, dar sunt... Tot din cazul de abținere. Tot de conflict de interes și incompatibilitate. Da. Da. Cei care au ceva... legături cu firma respectivă. Deci care au legături cu firma respectivă trebuie să... Da. Și vă rog să ne spuneți, deci cât e... Eu o să nu. Domnul Găin. Și domnul Hoc. Da, o să ne abținem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține, deci? Trei abțineri. Proiectul a fost aprobat. 3 de hotărâri cu privire la aprobarea acordării unui ajutor financiar domnului Elimia Gheorghe pentru depășirea situației de dificultate. Prezintă tot domnul secretar. Da, aici, din nefericire, domnul Elimia Gheorghe a avut acasă la dumnealui, pe data de 11.10, un incendiu care i-a distrus acoperișul aproape în totalitate și din calculele făcute de către colegii de la compartimentul de specialitate, ar fi nevoie undeva, bine, fără manoperă, undeva pentru materiale la 7.500 de lei. Venim cu acest proiect de hotărâre, dacă dumneavoastră sunteți de acord pentru a-l ajuta.
Bine, dar nu, cine nu financiar. Are întrebări și... Nu, este un ajutor pe care noi întotdeauna l-am dat. Prin dispoziții primarul poate să dea până la suma de 5.000 de lei, dar în urma raportului făcut de colegii care s-au deplasat acolo în baza și a celor de la ISU, valoarea materialelor necesare a ajuns la suma de 7.500 de lei. Și atunci am discutat cu colegii, au întocmit material, au venit cu material în fața Consiliului Local pentru a-i da suma necesară să-și refacă acoperișul la casă. Că dacă nu își reface acoperișul la casă, se dărâmă toată treaba. Bun, probabil că domnul Mihai... Nu, 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 nu dăm cash. Adică nu dăm bani cash, dar să mai explicit. În materiale mă referi. Ca și valoare, asta. Da. Și de regulă lucrurile astea le facem acolo unde construcția are o șansă. Înțelegeți? Adică dacă s-o dărâma de tot în urma incendiului și suma pe care o dăm noi și el nu are nicio perspectivă, mă înțelegi, de a... Nu da. Ajută. Că nu-i dăm la unul 20 de grenzi, 20 de coale de tablă și aia, ca ea să le pună, să pună în curte și să aștepte. Adică deja acolo se lucrează la consolidare. Alte întrebări? Dacă nu sunt la vot. Domnul președinte, eu aș întreba. Vă rog, domnul... Cum a zis domnul primar, probabil că la cei care o să fie foarte afectați, o să fie mai greu de dat o sumă anume, dar cu siguranță vor fi ajutați și persoanele respective. Și vreau să întreb dacă există o limită a sumei până unde se poate ajuta o persoană la nevoie. Prin dispoziția primarului, în baza hotărârii, 5.000 de lei maxim pot să dau, prin hotărârea Consiliului Local nu există o limită. Singura limită care există este bugetul local. Adică da, să te încadrezi în banii care ai la dispoziție. Nu, dar discutăm. Adică dacă este o persoană afectată și are neare copii, are familie, nu știu, și suma este mai mare pe care trebuie să o acordăm din bugetul local, apelăm la bugetul local, donații, sponsorizări, adică da. Să faci un front comun. În cazul ăsta, suma respectivă ne-o putem permite, adică nu creează pe bugetul local niciun fel de presiune. Pentru că noi, oricum, când construim bugetul, avem sume prevăzute pentru situații de genul ăsta. În caz de se întâmplă ceva, avem sume. Noi n-am rectificat bugetul acum ca să ducem bani acolo. Noi banii avem acolo. Și suma e mai mare decât dăm noi astăzi. Dar... Atâta a fost nevoie pentru cazul ăsta. Da, mulțumesc. Alte întrebări? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul a fost aprobat. 15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din cadrul preventorului TBC de Leni. Prezintă tot domnul secretar. Da, nu o să-i dau citire la tot... Regulamentul, pentru că a fost transmis dumneavoastră pe mail, probabil l-ați studiat, este construit pe draftul stabilit de către Ministerul Sănătății prin Ordinul 1520 din 2016 și a fost necesar să venim cu un astfel de regulament, pentru că noi avem unul făcut în 2019, dar în decursul la 3 ani și ceva, cred că s-au modificat prevederile legale în materie de vreo 4 sau 5 ori. Și aici mă refer la legea numărul 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Este necesar să-l aprobăm pentru a putea scoate postul la concurs acolo de manager. Da, alte precizări? Întrebări are cineva? Vă spun la vot cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul a fost aprobat. 16. Nu. Aprobare proces verbal încheiat la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 24/9/2024. Da, este procesul verbal care a fost încheiat la ședința, cum spuneați dumneavoastră, din 24 septembrie. Este postat atât pe site-ul primăriei la secțiunea monitor oficial. A fost transmis către dumneavoastră pe mail. Dacă sunt întrebări, discuții, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Domnul... Știi cât timpul știți. Abținere. Domnul
Mulțumesc. Proiectul a fost aprobat. Da, azi ești. Da. Ia să emiti hotărâre. 17. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului Comunei de Leni, județul Iași. Pentru a putea decurge, trece la acest, sau a rezolva acest proiect de hotărâre, ar trebui să alegem o comisie pentru numărarea voturilor și validarea voturilor. Vă rog să faceți propuneri. Formată din 3 membri, nu? Pentru această comisie, 3, formată 5. Din câți membri, domnul secretar? 3. 3 membri, de ajuns. Vă rog să faceți propuneri. Domnul președinte, domnul Buc propune de doamna Dughier. Domnul Jinen Saba. Da. Mai avem nevoie de o propunere. Zică, stică. Ce zic? Domnul Ergen Tai, vă rog. Da, ce facem? Stăm aici așa. Domnul Rașu. Propune. Propunere. Da. Da. Dacă sunteți de acord. Ridică mâna. Cine este de acord să fac eu parte din această comisie? Majoritatea. Cine este de acord să facă domnul Rașcu din comisie? Cine este de acord să facă parte domnul Rașcu din comisie? Deci, un vot. Două. Nu trebuie. Două voturi. Cine este de acord cu domnul Vordico? Nu a intrat în posesia diplomilor. Da. Deci, nu întrunește. A fost propus și a aprobat domnul Vordico. Deci facem o pauză pentru ca domnul secretar să poată facem și propunerile ca să aveți... Ca să pot face buletinile de vot. Da, facem propunerea. Făcut cu comisia, acum se face propunerea. Facem propunere pentru funcția de viceprimar. Domnul președinte, vă rog să-mi dați voie să fac o propunere. Vă rog, domnul primar. Stimați colegi, știți că înainte de a începe ședința a fost interpelat de un om de la presă la sugestia unui individ din acest Consiliu, care mă întreabă dacă primarul are dreptul să facă propuneri de viceprimar. Cu siguranță primarul are drept să facă propuneri de viceprimar, dar cei care aleg sunt consilierii locali. Dar primarul are dreptul să facă această propunere. Așa că, drept urmare, astăzi vin în fața dumneavoastră cu următoarea propunere de viceprimar. Probabil că o să vă surprindă. Dar este o propunere cu care vin în fața dumneavoastră și este argumentată de faptul că în ultimii ani am avut o colaborare foarte bună cu persoana pe care am să o nominalizez. Este o persoană non-conflictuală, o persoană care are respect față de oamenii cu care intră în contact, o persoană care nu vorbește urât, care nu este agresivă și care nu răspunde la provocări. Noi avem nevoie în Consiliul Local și în aparatul de specialitate a primarului de oameni care știu să respecte pe cei din jurul lor, un om care este un om de echipă, un om care își asumă, înțelegeți? Pentru că perfecți nu suntem niciunul.
Deci propunerea mea pentru funcția de viceprimar a Comunei Dele este doamna Scârțu Maria. Notați propunerea. Mulțumesc. Dacă mai aveți propuneri pentru funcția de viceprimar. Dacă nu mai sunt propuneri, tot această votează. Pauză pentru a putea pregăti votarea. Totuși trebuie să votăm. Chiar dacă este o singură propunere. Da. Deci luăm o pauză și... Votul este secret. Da. Buletinul de vot. Să nu fie 700 voturi, da? Depinde și de numără, domnul. Păcat că datorită la... N-am forțat pe vechiul Consiliu să mă trezesc, că spune unul că vrei, dar abia scris un salut. Putem trece la funcționarul ăsta? Nu știu de la secretar. Secretar, nu deschide de cheie. La cum se deschide? Sparge geamul? Domnul președinte, trebuie omogenizat acolo. Chiar de cheie. Dar și-ar însemna să fost aia care așa să meargă pe urna, pe, să trage să cadă votul de aia. Am văzut un SUA odată ăștia, că ei au votul ăsta electronic. Și am văzut că au fost doar două din alea, unde se votează. E o problemă? E o problemă, că s-au mobilizat, au ieșit, dar acum nu s-au zis. Dar înainte de... Dar să știi că la noi, în comună, dacă facem un raport oamenii care efectiv au fost prezenți în localitate, în ziua votului, noi am votat peste 75%, 80% din prezență la vot. Mersi. Adică noi vorbim de oamenii care efectiv au fost aici. Da. Foarte mulți oameni sunau și spunea, domnul primar, aș veni, dar știți, sunt plăcat, n-am cum să vin, n-am, asta e, familia, dar ia să nu vă luăm un pic. Cumva, nu... Nu pot să vin, să alegerile astea nu sunt perioada când se iei în concedii sau... La locare, pe locare. O să fie mult pe mine. Dar de regulă. Da, dar contează și în străinătate. La parlamentare, da, și la prezidenția. Dacă o rămas, da, e ok și o tăiat. Da, o tăiat cuvântul nu și deci, avem trei voturi cu nu. Și nu mă lați pe telefonul. Trei voturi cu nu și 15 cu da. Doamne, doamne, n-am dat mai multe. Nu știu, să fac tipul de
Cod administrativ. Astăzi, 30.10.2024, având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 129 din 10.10.2020 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local de Leni, procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 21.10.2024 pentru constituirea acestuia, prevederi legei numărul 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, prevederilor articolului 152 din Ordonanța de Urgență 54 din 2019 privind codul administrativ, cu cerere de vot secret organizată pentru alegerea viceprimarului unde au candidat doamna Scârțu Maria, singura care a candidat. Astăzi, data de mai sus, comisia formată în vederea numărării voturilor pentru alegerea viceprimarului Comunii de Leni constată voturi exprimate 15 din totalul de 15 posibile. Voturi valabile exprimate, 15. Voturi nule, 0. Ținând seama de cele suspensionate, este declarat viceprimar al Comunei de Leni, doamna Scârțu Maria, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Felicitări, doamna! Aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc din suflet, domnule primar și doamnelor și domnilor consilieri al Partidului Național Liberal, care astăzi mi-ați acordat încrederea dumneavoastră și vă asigur că voi face tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei de Leni. De asemenea, țin să vă spun că sunt încântată că fac parte din echipa Partidului Național Liberal, o echipă în care se regăsesc oameni responsabili, oameni serioși, oameni cinstiți, oameni care întotdeauna, de când sunt eu în acest Consiliu, au pus pe primul loc dorințele și nevoile cetățeanului și nu ale lor personal. De asemenea, sunt încântată și de faptul că am putut să fiu parte în toți acești ani la toate proiectele care s-au desfășurat în comuna noastră, care au adus plus valoare acestei localități, care merită din plin tot ceea ce este mai bun și mai frumos. Nu pot să nu readuc în fața dumneavoastră câteva dintre principalele proiecte. Că proiectele toate le prezintă domnul primar cu așa o claritate și cu așa o bunăvoință, încât numai cine nu vrea, nu le cunoaște. Eu sunt încântată că am fost printre cei care am participat atât cât am putut la realizarea primelor rigole în comuna de Leni, la turnarea primului metru de asfalt pe drumurile sătești și comunale din comuna noastră, la reabilitarea infrastructurii școlare și educaționale din comună, și aici vreau să fac precizarea că așa cum am făcut până acum, voi susține și în continuare toate lucrările de reabilitare care vor avea loc în cadrul unităților de învățământ, pentru că convingerea mea este că dacă într-o școală sunt 10 copii, ei au dreptul să beneficieze de toate condițiile de care beneficiază o școală care are 1000 de copii. Și pentru asta voi susține întotdeauna dezvoltarea infrastructurii școlare din localitatea noastră. Sunt bucuroasă că în colaborare cu Consiliul Primăriei, în colaborare cu dumneavoastră, cu aparatul de specialitate a primarului, am găsit întotdeauna pârghii de colaborare și de a veni și în întâmpinarea cerințelor tuturor reprezentanților cultelor din comuna noastră. Nu trebuie să vă amintesc decât doar că în ultimii ani au avut loc acțiuni la Biserica de Leni cu sfințirea bisericii, acțiuni la Biserica Poiana cu sfințirea
bisericii. O acțiune inedită și foarte încărcătură sentimentală la Biserica Adventistă Poiana, când am sărbătorit domnul Puțanu, Dumnezeu să-l ierte, la 100 de ani. De asemenea, sper și în continuare că mă voi baza pe sprijinul dumneavoastră atunci când voi întâmpina unele greutăți. Și în final, dar nu în ultimul rând, aduc cele mai calde mulțumiri locuitorilor comunei de Lei, care în data de 9 iunie au dat votul în mod covârșitor echipei Partidului Național Liberal. Cetățenii comunei noastre au înțeles și știu că numai în felul acesta putem merge înainte și putem avea realizări care să ducă la bunăstarea noastră. Vă doresc sănătate și fie să ne întâlnim numai cu lucruri bune și pozitive în comunitatea noastră. Încă o dată, vă mulțumesc! Să vă dea Dumnezeu sănătate și să știți că vom fi mereu într-o echipă și vom spune așa cum am spus și dumneavoastră, interesul cetățeanului pe primul loc. Da. Mulțumim frumos! Felicitări, doamna viceprimar, pentru alegerea noastră. Vă doresc și eu multă sănătate și putere de muncă pentru a putea îndeplini ceea ce vă doriți. Dacă nu mai sunt alte observații, ordinea de zi fiind epuizată, declarăm ședința închisă. Mulțumesc!